Da, ne-am întors înapoi să mai povestim despre ce se întâmplă și dacă se mai întâmplă ceva. Și se întâmplă, pentru că, uite, am niște titluri aici. Spre exemplu, PSD la nivel de municipiu Suceava, e vorba de componența din Consiliul Local, s-a întâmplat o întâmplare. Pentru că de ce? Pentru că a intervenit justiția. Ups! Cristian Boberski, după un an și jumătate, spune presa, Cristian Boberski revine în Consiliul Local Suceava prin decizia instanțelor de judecată. Acesta va beneficia și de plata drepturilor la care era îndreptățit din momentul emiterii ordinului contestat, cât și de achitarea cheltuielilor de judecată. Practic, ce se spune, instanțele au decis că acesta să revină în Consiliul Local Suceava după ce a câștigat atât procesul prin care a atacat excluderea sa din PSD, partid pe care îl reprezenta în deliberativul local, cât și pe cel prin care a anulat decizia prefecturii de încetarea mandatului său de consilier. În aceste condiții, se pare că cineva va pleca din Consiliul Local. Și o să mă întrebați cine. Vă spun acum că scrie la gazetă. Din Consiliul Local, venit ultimul, se pare, în locul lui Boberski, sau mă rog, atunci au fost, mi se pare, trei plecări, ultima venire și care este asimilată lui Boberski, ultimul venit acum mai nou, cel care va pleca din Consiliul Local se numește Gheorghe Petrescu și este șeful ARR Suceava. Ultimul validat cu mandat de consilier al Sucevei va ieși din formație la mai puțin de un an de la numire. Ups! Acum, dacă stau bine să mă gândesc, probabil că președintele organizației județene va trebui să se aplece un plicuț asupra organizației județene PSD, domnul Stan se va pleca un picuț asupra activității și a ceea ce se întâmplă la organizația municipală PSD Suceava și să vadă dacă treburile este în ordine, pentru că, uite, că justiția spune că nu e în ordine. Dar se întâmplă. De însemnă, uite, de asta, vezi, justiția nu este pe placul lor și pentru că nu le face cărțile așa cum vor ei, încep să facă tot felul de proceduri și tot felul de modificări. Va trece și codul administrativ în forma pe care și-o doresc ei. Ce va spune codul administrativ? Nimic altceva decât că o întreagă administrație locală deconcentrate, care sunt la nivel de țară în jur de 2000, vor fi înregimentate politic cu cățel și cu purcel în PSD. Și asta pentru că așa vor ei. Așa vor ei să fie acolo pentru totdeauna. Vă aduceți aminte că Dragnea la un moment dat ne povestea despre visele sau visurile lui de glorie legate de perioada anilor care vor urma și a ajuns până undeva până la 2040. Nu vă speriați. La cât suntem noi acum de dispuși la înghiți minciună și la câtă minciună înghițim și la câtă delațiune și la câtă prosteală înghițim de la ei, cu siguranță că există această posibilitate. Pentru cei care vor ajunge până atunci, cu siguranță vor putea să-și dea seama dacă noi, într-o zi frumoasă de 19 iunie 2018, ce am avut dreptate sau nu vis-a-vis de ceea ce spuneam. Vom vedea. Târgul de Sânziene este la Suceava, e normal, Sânzienile îs duminică, amuia. Deci e târg de Sânziene pe 24, dar târgul începe mult mai repede. Va fi amplasat sau avea locul unde se va întâmpla este pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava și perioada este 22-24 iunie. Târg de Sânziene, timp de 3 zile se va desfășura târgul de Sânziene al meșterilor populari. Vor fi prezenți 50 de meșteri populari din județul Suceava și din țară. E vorba de Botoșani, Neamț, Cluj, Harghita, Vâlcea, Baia Mare și Iași, reprezentând meșteșuguri populare specifice neamului românesc. Meșterii invitați vor face demonstrații de măiestrie pe meșteșuguri. De deschiderea oficială acestui târg de Sânziene va avea loc vineri 22 iunie la ora 11. În cadrul Târgului de Sânziene în acest an vom implementa un concept nou de târg viu, interactiv și complet cu program mai amplu spre a evoca iarmarocul de altă dată, au precizat organizatorii evenimentului. De fapt, iarmarocele aveau loc în târguri și noi suntem un târg. Că ne place, că nu ne place. Suceava ar putea avea un nou cetățean de onoare după ședința Consiliului Local decât de joi. Este vorba de profesorul de sport Lazar Tipa, doctor în științele motricității umane.
Bă, nu e nimeni interesat. Vă aduceți aminte de proiectul Belvedere de la Piatra Șoimului. S-a discutat foarte, foarte mult de el, numai că, din păcate, nicio firmă nu este interesată de documentația pentru punctul de belvedere de pe Piatra Șoimului. Achiziția publică pentru autorizarea studiului de fezabilitate pentru punctul de belvedere tip Skywalk de pe Piatra Șoimului din Masivul Rău a fost anulată de Consiliul Județean în data de 23 mai. Spune vicepreședintele Viorel Sărădinciuc că la procedura de achiziție publică pentru actualizarea documentației demarată în 17 aprilie nu s-a prezentat niciun ofertant, ca urmare achiziția a fost anulată. Spre punctul de la Belvedere, accesul este doar pietonal dinspre cabana Rarău pe o potecă marcată prin rezervația Rarău Pietrele Doamnei. La această oră, pe Piatra Șoimului este un punct de belvedere rudimentar cu două bănci din lemn și bare metalice de susținere. Și, bineînțeles, cu mult curaj pentru oia care vor să stea acolo. Și cu rugăciuni, evident, ca să nu se întâmple, Doamne ferește, ce niște ice. Ideea una foarte frumoasă, de altfel, pentru că dacă o să vedeți, ar vedea materialul, adică ceea ce văd eu, e ceva de genul sticlă lateral, sticlă de cât pe care pășește, adică podeaua din sticlă, adică vezi ce se întâmplă la hăul de sub tine, frumos, foarte frumos. La chinezi deja povestea asta, în Chinezia este o banalitate, pentru că iau belvedere și skywalk-uri de astea pe unde vrei și pe unde nu vrei. Dar bine, acolo este o țară care are 30%, dacă nu mai bine, 30% din populația planetei și noi vorbim doar decât de România. O Românie și o Suceavă care nu este interesată de niciun fel de punct de belvedere și de skywalk. Omul sfințește locul. Și așa se întâmplă. Investiții noi prin proiecte europene pentru dezvoltarea comunei Dărmănești. E vorba de o știre din pagina 3 din Monitorul. Și de ce se întâmplă acolo, ce proiecte se derulează. Și nu este puțin. Ia să vedem ce se întâmplă. Primăria Comunei Dărmănești are în derulare în această perioadă 5 proiecte realizate pe fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii comunei. Pentru 4 dintre acestea, contractele de finanțare au fost deja semnate, 50% din valoarea fondurilor necesare fiind deja în cont. În cazul a 2 dintre aceste proiecte, grădinița din satul Măriței și Căminul Cultural din Dărmănești, până la finalul lunii în curs, va fi anunțat și câștigătorul licitației pentru ca lucrările să poată fi deja demarate. Alte 2 proiecte, respectiv realizarea aducțiunii de apă și extinderea canalizării, precum și proiectul de reabilitare a drumuri, sunt în fața de licitație a proiectării. Construcția noului cămin cultural din Dărmănești este realizată cu accesarea fondurilor europene aprobate prin intermediul AFIR, fiind alocate fonduri în valoare de peste 300.000 de euro plus TVA. De asemenea, în cazul proiectului privind grădinița din Măriței, e vorba de 250.000 de euro, la care, evident, se adaugă TVA-ul. În afară de aceste proiecte, în fiecare localitate din cele 6 aparținând comunei Dărmănești, sunt în derulare diferite lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. Spuneam, e vorba de omul care sfințește locul și care derulează, chiesează proiecte cu bani europeni. Cum spuneam, 5 în derulare, bani europeni care ajung la Dărmănești, pentru că acolo e un primar care știe. Care știe. Și e vorba de primarul Dan Chidovăț. Nu poți să spui altceva decât că omul sfințește locul. Și dacă e să vorbim de comunități, mergeți acolo și vedeți că ceea ce v-am spus eu nu este doar o poveste. E o realitate. Să vedeți cum un om poate schimba fața unei localități. Evident, în bine. Și o schimbă pentru că îi pasă. Acolo unde nu, nu. Unde nu se întâmplă, nu se întâmplă. Aceta a fost amendată cu 20.000 de lei pentru transporturile ilegale de nămol din stația de epurare. Ce ar fi trebuit să se întâmple cu nămolul respectiv? Atunci când a fost făcut proiectul, nămolul ar fi trebuit să ajungă pe unde? Pe plantații. Adică ar trebui să ajungă pe ogoare. A ajuns pe ogoare? Practic nu. Și practic acum îl car într-o altă parte să-l pune la uscat, să-l facă tizâc. Cred. Că eu, sincer, nu pricep. Cert este că am avut zilele trecute o problemă cum se cheamă alea? Bă, de aerosol, foarte puternică,
aerosol care s-au resimțit în tot municipiul Suceava. Din păcate, spun. Probabil că cei de acolo găsesc sau caută soluții, pentru că asta am înțeles eu că fac și asta sunt într-o oarecare măsură obligați să facă de cei care se ocupă cu mirosurile și cu mediul, sunt obligați să găsească o soluție la problema pe care o au la stația de epurare. Probabil că o să și găsească. Continuă serialul, luăm amenzi, facem controle, dăm amenzi, nimic nu se întâmplă. În sensul bun. Peste 1000 de sancțiuni aplicate de polițiști și 95 de permise reținute într-o săptămână. Vin acasă, băieți, ar trebui să fiți mai prezenți. Pentru că deja mașinile trec și se aud, deja viteza la este la acasă și deja, sau nu deja, știm cu toții, deja că infrastructura rutieră nu permite așa ceva. E tot numai dâmburi, dâmburele, dâmbulețe și dealuri. Evident și prăpăstii. Polițiștii suceveni au continuat acțiunile de control menite să prevină și să descurajeze faptele antisociale. Ce au făcut? În cadrul acțiunilor derulate în perioada 11-17 iunie, au acționat zilnic 71 de patrule de menținere a ordinii și liniștii publice, s-a asigurându-se intervenția la 397 de evenimente, 304 dintre acestea fiind semnalate prin numărul unic 1, 1 și cu 2. În cadrul acțiunilor rutiere, polițiștii au reținut 95 de permise de conducere, dintre care 12 pentru alcool. Puțin, se putea mai bine un pic. 36 pentru viteză excesivă și 47 pentru depășiri neregulamentare și alte abateri și-au retras 28 de certificate de înmatriculare. Acțiunile desfășurate de polițiști suceveni au vizat în special prevenirea unor accidente și blocaje rutiere pe principalele artere de circulație. S-au strâns și ceva bănuți, valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 528.280 de lei și s-au confiscat bunuri în valoare de 50.000 de lei și, bineînțeles, au fost și ceva indisponibilizări de bunuri în valoare de 1.850 de lei. Polițiștii care au reușit prinderea în flagrant, asta e foarte tare aici, au prins în flagrant polițiștii 19 autori de infracțiuni, pe numele a 9 dintre aceștia fiind dispuse măsuri preventive. Bă, să-l prinde și în flagrant, deci de asta e unbelievable, dar este believable, ca să spun așa. Chiar dacă e cu and, dar e cu believable. Deci se poate. Ce mai este? La capitolul sport, campionat mondial, ne mișcăm cu campionatul mondial ăsta de n-ai văzut, tot felul de rezultate, Anglia, băi, era cât pe ce, bă, Anglia, cât pe ce s-o comită, bă. Cât pe ce s-o comită. Noroc de minutul 91. Că altfel făcea un frumos 1-1 cu Tunisia. Și o să întrebați, who the... este Tunisia? Tunisia. Deci o țară, Tunisia, din Maghreb, da? E o țară care are jucători. Bineînțeles, care joacă prin Europa în tot felul de echipe și care se mișcă bine. Joacă inclusiv în Inglaterra. Național Anglii, cu mare noroc, a reușit să fac un meci bun și să bată Tunisia și spuneam cu un gol norocos, frumos, dar norocos, în minutul 91. Ce ar fi fost dacă se termina în minutul 90? Ce ar fi fost? Ar fi fost cum ar fi fost. Asta e, ce să-i faci? Că s-a mai întâmplat și la case mai mari, adică au fost și case mai mari care au luat-o pe cocoașă și n-au reușit să treacă. O echipă frumoasă, spun cei care se pricep la fotbal, este Mexicul în acest an. O echipă care face o figură frumoasă. Vom vedea. Se vorbește foarte mult despre Franța. O Belgia care a reușit să facă un scor frumos, parcă 3-0 cu Panama, mi se pare, nu? Așa, deci s-au întâmplat câteva lucruri și se întâmplă în continuare. Și, bineînțeles, foarte multă liniște, pentru că acest campionat mondial se desfășoară unde? În Mama Rusia. Și acolo toate sub control. Că dacă nu... Ai, nici nu vă gândiți la ce vă puteți gândi. Continuă seria accidentelor rutiere în județul Suceava. Ieri, accident grav la Câmpul Lung Moldovenesc. Implicate 3 autovehicule. O utilitară, un autocar și o mașină mică, că nu se putea altceva. Dacă vedeți accidentul, ziceți, bă, frate, dacă ați vedea imaginile, ați spune că este doar, nu s-a întâmplat în România, sau în Suceava, s-a întâmplat, habar n-am unde, într-o țară europeană. Nu, s-a întâmplat acolo un camion căzut, efectiv, peste o mașină mică și lovit, bineînțeles, și un autocar. Un accident grav
5 răniți și 3 vehicule implicate. Spuneam, din primele cercetări arăta că șoferul unui autocar a frânat târziu și a lovit din spate o auto-utilitară care circula în fața sa. Auto-utilitară a fost proiectată pe sens opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism care s-a răsturnat. Cam așa s-a derulat. Și asta în centru municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Bă, dacă mă uit și bine, aici arată și locația, dar e ceva, ceva o chestie cu un restaurant pe care nu pot să-l pronunț. Adică nu pot să-l spun așa, da? O veste proastă pentru pacienții din România. Abia de la 1 ianuarie își pot face oriunde în România analizele decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Până atunci facem unde vor ei și unde ne spun ei. Ne spune adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa, e vorba de Wes Mitchell, că România nu este singură în lupta anticorupție. Așa și? Dacă ne faultăm singuri, mai contează dacă suntem singuri sau nu? Dacă noi ne dăm singuri la joale, mai contează dacă suntem singuri sau nu? Ei, și nu mai contează. A fost promulgată legea care extinde valabilitatea pașapoartelor la 10 ani. Și ne gândim, bă, dar o să mai avem unde pleca cu ele? Dacă continuă povestea asta cu corupția în România și o să mai ținem în continuare primul loc, o să mai avem ce face cu ce făcea, ca să fie treaba bună. O să mai avem ce făcea cu pașapoartele. Sau pur și simplu să le purtăm în buzunar de dragul de a-l avea lângă noi. Și atâta tot. Așa că pe vremea lui Ceașcă, știi? Atunci nu-l purtai că n-aveai dreptul să-l porți. Stătea la pașapoarte. Era un tip acolo la pașapoarte care acum, mă rog. Deci n-aveai cum să faci, știi? Chestia asta. Deci s-ar putea să avem pașapoarte și să n-avem unde pleca. Și asta motivat de modul cum interpretăm noi legile corupției. Și nu numai. Și nu numai. Într-un fel absolut, absolut românesc. Noi suntem uite aici. Ca să vedeți că se întâmplă, judecătoria Chișinău a amânat din nou validarea mandatului noului primar. E vorba de cel care a câștigat alegerile, Andrei Năstase. De ce? Ia să văd. Judecătorul care urmează să ia această decizie privind confirmarea rezultatelor a fost recuzat de reprezentantul Consiliului Electoral de circumscripție Chișinău pe motiv că magistratul nu a dat dovadă de imparțialitate. Bă, sunt niște rezultate care au confirmat niște alegeri. Care e imparțialitatea, bă, care trebuie să o facă judecătorul? Dar nu uitați, acolo este mâna lungă a lui Putin. Bă, numai că mâna asta lungă a lui Putin a ajuns și la București, bă, și în Teleorman. M-ai înțeles? Să avem foarte mare grijă. Că s-ar putea să ajungem sub influența vestului, a estului și să plecăm de la vest și o să fie vai de mama noastră. Tergiversarea validării legilor legată de producerea unor lucruri grave în CMC, spune Andrei Năstase. Ce spune codul electoral în cazul invalidării mandatului? Ea spune, în cazul invalidării, nu va fi validat municipiul Chișinău, urmează să fie condus de un primar interimar până la alegerile ordinare de anul viitor. Deoarece articolul 50 al codului electoral prevede că dacă vacanta funcție de primar a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcția de primar nu se organizează. Pentru a valida mandatul pe motiv că liderul PPDA ar fi făcut agitație electorală în ziua alegerilor, instanța ar trebui să aducă probe care ar demonstra că acțiunile respective ar fi determinat rezultatul final în turul 2 de scrutin. Ce vă spuneam? Mâna lungă a Moscovei. A ajuns la Moldova, la Chișinău. Nu sunt dispuși să piardă. Au pierdut la vot, la urne. Da, dar nu-i musai. Se poate câștiga și la masa verde. Adică despre ce vorbim aici, nu? Totuși vorbim de Chișinău, Dodon, Putin și băieții ăștia care este peste tot. Da, din păcate. Hai că avem vești bune. Avem vești bune. Euro cotat astăzi la 4,66-62. Ieri chiar a trecut de cotația de 4,67. E bine. E bine, bine, e foarte bine, fac un pas, tu faci doi. Ce se întâmplă cu noi? Cu noi, cu România, se întâmplă practic ce trebuie să se întâmple. Dolarul american la 4,02. Și asta spuneam, inflația crește, prețurile a crescut, roborul a crescut, România nu s-a trezit. Bravo, România! Nu vă treziți! Lăsați așa! Lasă-o, bre, că merge așa! Părerea mea! Primăria municipiului Suceava, Consiliul Local Suceava, zilele Sucevei 2018, perioada 22-24 iunie,
spectacole, concerte, talente sucevene, elevi ai claselor de canto de la Școala de Arte Ion Irimescu, care vor ține spectacole, concerte extraordinare, ansamblu studențesc Arcanu, Sorin Filip, ved aici Gabriela Teișanu, Gheorghe Țorătaru, Alexandru Colciuc, Clara Hurjui, Viorica Galan, GUP, grupul folcloric Sălăceanca, Fanfara Bucovina Municipiului Suceava, Fanfara de la Stamate, spectacol folcloric la Târgul de Sânziene, asta le veți vedea duminică, va fi prezentă și Antonia, l-a adus și pe Alex, sau mă rog, l-a aduce și pe Alex, Velea, ca să știm de care e vorba, Ana Lesco, aia Maia, da? Aia cu Maia, da? Spuneam fanfara și mai sunt o grămadă de invitați, o să vedeți despre cine este vorba și bineînțeles ai noștri interpreți de muzică populară pe care deja vi-am spus Margarita Cripa, Sorin Filip, Anca, Ilka Mureșan și toți ceilalți care apar pe frontispiciu. 22-24 iunie, sărbători de zilele Sucevei. 19 iunie, subtitlul Remember. 1405, a încetat din viață sultanul Timur Lenk, întemeitorul Imperiului Turco-Mongol al Timurizilor. În 1623 s-a născut matematicianul, fizicianul și filozof francez Blaise Pascal, iar în 1897 cea din viață Charles Boyko, proprietar irlandez împotriva căruia țăranii de pe Moșie s-au organizat pentru prima dată în istorie o formă de protest numită de atunci boicot. 1899 s-a născut criticul și istoricul literal, dramaturgul, poetul și prozatorul Cezar Călinescu. De euro v-am spus, vremea astăzi una frumoasă, de la munte până la mare, aici în Suceava, și dacă ne extindem un picuț și în unde ne vedem în Botoșani, pe la Pașcan și pe la Târgu Neamț, lucrurile este bune, în sensul că vom avea soare, e călduț de dimineață, luând-o de la munte spre Seș, de dimineață erau 14 grade la munte, 17 grade la Șes, la munte undeva până pe la 23-24, că temperaturile astăzi la Șes undeva până pe la 27, se stabilizează Șesul pe noapte undeva pe la 17, muntele pe la 14, oriunde ar fi el, muntele și oriunde ar fi. Există șanse ceva de precipitație, poate în jurul amiezii și mai după amiază în zona montană. Sunt scăzute însă șansele de precipitație, soarele însă va fi prezent pe tot parcursul zilei în județul Suceava și spuneam și limitrof în Neamț, iar și Botoșani. O zi frumoasă de care trebuie musai să vă bucurați. Să aveți mare grijă de dumneavoastră și să nu uitați să rămâneți cu programele noastre, programele Bucovina TV. Să nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel, luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!